Prin afirmațiile sale făcute în Parlament referitor la altercațiile din Bălți în timpul caravanei pentru retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, viceministrul afacerilor interne Valentin Zubic a confirmat teroarea existentă în Republica Moldova. Așa a calificat liderul liberal Mihai Ghimpu explicațiile oficialului de la Ministerul de Interne. Zubic le-a spus deputaților că altercațiile s-au produs între membrii PL care nu au fost atacați de comsomoliști. Fiindcă numai miliția sovietică își permitea așa ceva. Numai în timpul totalitarismului, perioada când Republica Moldova era socialistă, sovietic-socialistă, miliția făcea ce vrea ea, fiindcă așa era comanda de sus și așa era statul. Conducerea PL crede că atât evenimentele din 5 octombrie, cât și cele ulterioare au constituit un test pentru cetățeni, dar și pentru conducerea comunistă de la Chișinău. Acest test nu l-a trecut poliția moldovenească, care în ultimul timp se dedă la tot mai multe acțiuni de agresare asupra cetățenilor simpli. După ce l-au reținut Mihai Cârlic, m-a prezentat adeuza la comisariat dimineață, la 8:15. Poliția, comisarul de poliție grădinară din Orhei, nu mi-a permis să mă întâlnesc cu clientul meu, prezentându-i mandat și licența de avocat. M-au ținut afară, l-au dus Mihai Cârlic prin spate, pe ușa din spate, ca eu să aflu de la alții că domnul Cârlic e deja la judecătorie. Și când mă duc la judecătorie, sunt într-o sală de ședință unde deja avea loc procesul, în ușa s-a pus vicecomisarul vorba și mi-a îngrădit intrarea în ședință timp de o jumătate de oră. Ne întrebăm cu ce drept Partidul Liberal cere demisia și trage la răspundere a viceministrului de interne Văzubic, a comisarului de poliție Eugen Axentiev, Valentin Poparcea Belț, Vasile Grădinaru Orhei și a vicecomisarul Iacob Guminiță și Pietru Borban, vicecomisar de Orhei. Totodată, liderii PL recunosc că nu toată poliția a reacționat agresiv în timpul caravanei din 5 octombrie. Vreau să spun că la Drochea, Rășcan și Domnușeni, spre mirarea noastră, spre surprinderea noastră, am avut grijă de atenția poliției, de dragostea lor și doar de la distanță. Nu s-au implicat, la un moment dat s-a creat impresia că chiar sunt participanți la acțiunile noastre. Fapt ce ne dă speranță că nu toată poliția acționează la comanda superiorilor lor, mai sunt și în rândurile poliției oameni de treabă care nu vor să-și murdărească mâinile, nu vor să-și păteze onoarea, fiindcă timpurile se mai schimbă și conducerea și când cred că unii se mai gândesc la lucrul acesta. Partidul Liberal susține că va mai organiza caravane și vor cere în continuare retragerea trupelor Federației Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Totodată vor sesiza Uniunea Europeană, Consiliul Europei și alte structuri internaționale despre acțiunile ilegale și totalitariste ale guvernării în preajma alegerilor parlamentare.